Da. Accidentul a avut loc pe DN2 la kilometrul 60 între localitățile Urziceni și Cotorca din județul Ialomița. Autocamionul încărcat cu polietilenă s-a răsturnat în afara părții carosabile, în zona satului Cotorca din comuna Ciocârlia. Impactul a fost extrem de violent. Conducătorul a rămas încarcerat în capul tractor al vehiculului. Mai mulți șoferi au oprit imediat cum au văzut impactul și au încercat să se apropie de cabina șoferului pentru a vedea dacă mai este în viață. Oamenii s-au speriat când au văzut scurgerile de motorină. Din cauza modului în care s-au poziționat în urma accidentului cabina, remorca și încărcătura tirului, salvatorii de la detașamentul Urziceni au lucrat timp de aproximativ 2 ore pentru asigurarea accesului către victimă și scoaterea acesteia dintre fiarele contorsionate cu mijloacele din dotare. Din nefericire, viața bărbatului nu a putut fi salvată. Haide de aici, că curge și iazul de la periculos. Așa, da, să n-am prins bun, vă. Nu, dar ne trebuie să vină ăia pompieri, mă. Vine acum pompieri, ajută și noi. Voi meni, mă aud. O, că a strigat de la scura. Impactul cu solul a condus la producerea unor avarii, inclusiv la rezervor, existând scurgeri de motorină. Perimetrul a fost delimitat și au fost asigurate măsuri de prevenire și stingere a incendiilor, cu ajutorul unei autospeciale. Traficul a fost blocat pe ambele fire de circulație. Ulterior a fost dirijat de poliție.